Bun găsit, doamne, domnișoarelor și domnilor, azi în Brașov despre doamne, despre siguranța doamnelor. A fost marșul împreună pentru siguranța femeilor. Doamna doctor Iolanda Beldianu, președintele Asociației PAS Alternativ, este alături de noi. Să rămână bun regăsit! Bună ziua, bine v-am regăsit și eu. O mențiune, nu sunt doctor, sunt doctor în științele educației, să nu se confunde. Tot, da, bine, dacă aici am medic, mă certați, da, așa? Da. Bun. Era, nu știu cum, de așteptat să se întâmple și acest eveniment, din păcate, pentru că trăim într-o țară în care violența asta de tip, să-i zicem, domestic, ea, nu știu cum, ar fi trebuit să dispară, nu știu, acum 5 ani, 10 ani, 50 de ani, habar n-am, dar nu se întâmplă lucrul ăsta, cred că avem noi românii ceva în sânge. Da, zâmbeam, dar zâmbetul nu e cel de bucurie, pentru că ceva ce a apărut în milenii și în mii de ani și în tradiția, hai să spunem, culturală până la urmă a multor popoare, că nu suntem noi unici pe planetă, nici din punctul ăsta de vedere, se va combate foarte, foarte greu și din ce în ce mai greu. Mie așa mi se pare, pentru că de 20 ceva de ani de când tot milităm pe zona asta, din păcate pentru unii, din fericire pentru alții, am un referențial în timp și îmi dau seama de unde am pornit și unde am ajuns și ce mai este nevoie de făcut și cât de lent s-au făcut totuși lucrurile, cel puțin la noi, în ultimii 30 de ani pe acest subiect. Da, mi se pare cumva că cei care se ocupă de legiferarea unor anumite situații, o fac prea lent, ăsta e termenul pe care l-ați folosit și dumneavoastră și îl folosesc și eu, parcă le este frică să legifereze anumite lucruri, parcă stai un pic, stai să ne mai gândim, stai să mai analizăm, o fi și vina doamnelor, domnișoarelor, o fi și vina bărbaților, dar nu cred că trece săptămână fără să vedem undeva în media națională, da, un articol despre violență în familie, dar nu cred că nici o dată la 3 zile cred că apare un astfel de articol. Da, din păcate n-aș vrea să fiu, știu eu, percepută ca fiind prea acuzatoare, dar aș îndrăzni să spun că de multe ori la nivelul decidenților, greutatea legiferării și a unor decizii în acest subiect este, cum să zic, provenită cumva și din propria istorie, din propria familie, din propria mentalitate. Și atunci este foarte greu să spui că vrei să combați ceva la alții, dar recunoști poate și în familia ta, și în apropierea ta, și în mediul tău, sau poate chiar nu recunoști, zici că asta este normalitatea, adică despre ce vorbim, de ce ar trebui să acuzăm pe altcineva când și eu fac la fel și uite că sunt bine. Da, asta cu parul în ochiul nostru. Este destul de delicat, subiectul este extrem de delicat, din punctul ăsta de vedere. Și nu contează că politicianul sau administratorul este femeie sau bărbat, istoricul lui s-ar putea să aibă impact asupra deciziilor pe care le ia. Da, cu siguranță de undeva trebuie să vină chestia asta, nu poate să vină din neant, că ar fi foarte puțin probabil, dar de undeva vine, din familie, din comportamente trăite, văzute și așa mai departe, comportamente devenite, așa cum spuneți dumneavoastră, normalitate, un soi de normalitate, chiar dacă este o normalitate cu schimbare, cu tot anormală. Da. Bun, haideți să vedem ce înseamnă acest marș împreună pentru siguranța femeilor, un eveniment foarte, foarte bine mediatizat. Am văzut majoritatea doamnelor care au participat la acest eveniment au și postat în social media, trăgând astfel un semnal de alarmă. Da, anul acesta am văzut că experiența anului precedent, pentru că vorbim la Brașov de a doua ediție, însă la nivel național este a noua ediție. Noi cu un grup destul de mic în fiecare an am participat la București, dar de 2 ani de zile am zis hai să facem la Brașov, mai ales că
Avem deja aici un grup consistent de învingătoare, noi așa le numim, pe doamnele care au încercat și au și reușit să iasă din situația de abuz și care le susțin în continuare pe cele care încă sunt pe parcurs. Și în vară, când am întrebat, mai facem încă o dată marșul sau ne ducem la București, au zis, nici nu se discută, îl facem din nou la Brașov. Și atunci entuziasmul creat de la evenimentul de anul trecut s-a menținut și pentru anul ăsta, pentru că au văzut, în primul rând, au văzut că sunt oarecum apreciate. De fapt, nu apreciere, de apreciere era vorba, ci faptul că sunt auzite și văzute, că există. În grupul acela, în coloana aceea care a defilat de la aulă până în piața sfatului, poate mai mult spre jumătate din coloana respectivă, cred că era formată din doamne care vin la grup, care au venit cândva, care au venit de-a lungul anilor ca beneficiare ale serviciilor noastre sau al altor servicii din Brașov pe violență. Și ce a fost impresionant, cel puțin pentru mine, a fost că au venit împreună cu copiii. Și asta mi s-a părut un semnal foarte bun, în sensul că copiilor încep să privească viața cumva dintr-o altă perspectivă. Da, de obicei copiii sunt cauza principală pentru care femeile tac. Femeile nu reacționează, nu iau niciun fel de măsură, atitudine, cum vrem noi să-i spunem, din cauza copiilor. Lasă că înghit eu și pentru ăsta mic, lasă Da, de multe ori că... se întâmplă, e drept așa, dar acestea de multe ori sunt niște obstacole pe care femeia le invocă în situația în care vrea să iasă din relație și nu prea poate. Însă, să fim atenți la un aspect. În momentul în care o mamă vede că și copilul are de suferit din cauza relației dintre cei doi adulți, efectele se văd și asupra copilului și vedem atâtea cazuri de copii violenți, copii timorați, copii bully pe la școli, uneori victime, cad chiar cei care sunt victime și acasă. Da? Și atunci când văd că efectul acesta se propagă și către copii, să știți că ăla e momentul cheie în care decizia e cumva fermă și destul de categorică să nu mai rămână în relație. Da, am văzut aici în știrea pe care mi-a trimis-o Ancuța, colega mea, au avut loc marșuri în București, Brașov, de care pomenim, Cluj-Napoca, Baia Mare și de asemenea la Timișoara. Și Ăsta a dat semnal de... n-aș vrea să omitem un oraș, Mizilul. Și la Mizil. La Mizil Da. mie nu mi-apare aici, dar... Da, la Mizil și la Valea Seacă sunt două comunități unde o organizație din rețeaua VIF, deci din rețeaua națională, face activități în comunitățile de etnie romă și culmea că au organizat și acolo o micromanifestație, să spunem, pentru că numărul populației mai puțin numeric, dar au făcut ceva. Au ieșit în stradă și au să se audă și vocile lor. Da, din păcate, avem niște date de la IGPR. În 2022 au fost 90.000, deci aproape 100.000 de intervenții în cazuri de violență domestică, da? Intervenții ale poliției. Și s-au emis numai puțin de 12.000, 13.000 de ordine de protecție provizorie. Adică mi se pare incredibil că lucrul ăsta se întâmplă în România în 2023. Acum nu știu, dumneavoastră a zis că se mai întâmplă și la alții. Habar n-am, nu știu, prin țările civilizate presupun că nu se întâmplă, dar presupun că și acolo există niște amenzi, există niște legi, niște reguli, Da, pentru că la noi altfel nu cred că omul e chiar atât de serios. să nu uităm un lucru, ordinul de protecție ca instrument legal de intervenție este relativ recent în legislația românească și Corect, corect. a devenit cât de cât funcțional sau corect funcțional nu de foarte multă vreme, de când s-a introdus în 2019 și ordinul de protecție provizoriu pe care polițistul poate da odată cu constatarea faptei. Exact atunci la locul faptei, ca să spunem așa, după care se poate prelungi în tribunal pe mai departe. Numărul mare de ordine de protecție e cumva cu dublu sens. Pe undeva te bucură faptul că
apelurile au avut ecou și poliția a intervenit și imediat a și aplicat instrumentul care îi stă la îndemână. Pe de altă parte, te întreb totuși ce se întâmplă, că poate unele dintre ele, uite, nu știu acum care este numărul de repetări ale aceluiași caz. Este posibil și acest lucru să fie luat în calcul. Pentru că ne mai confruntăm cu o cifră, și anume că undeva la 34% din ordinele de protecție au fost și încălcate. Asta înseamnă că s-a dat ordinul de protecție, iar agresorul l-a ignorat și în scurt timp l-a încălcat. Ceea ce poate să genereze un timp relativ scurt, la o lună, la două, încă o dată un alt ordin de protecție, pentru că în ciclul violenței știm foarte bine că evenimentele astea se tot repetă, se tot repetă aproape la nesfârșit, când ne întrebăm, dar de ce nu iese din relație, de ce stă cu ăla? E, uite, uneori stă și pentru că tot ciclul violenței ne spune că a doua zi după ceartă și scandal urmează, sau la scurt timp urmează acea lună de miere, în ghilimele, în care fiecare își ia angajamentul că nu o să se mai întâmple și hai să vedem și hai să facem împreună cumva să funcționăm și hai să ne mai dăm o șansă, dar nu întotdeauna șansa asta a doua și a treia și a noua este și cea care poate să salveze relația. Da, din păcate ne întoarcem la capitolul ăsta, ne întoarcem la copii, pentru că ei sunt primii care suferă atunci când există copii într-un astfel de cuplu. Și așa cum spuneați un pic mai devreme, comportamentul lor este afectat destul de rău, dacă nu chiar foarte rău uneori, și mai sunt și victime ale bullying-ului la școală sau devin agresori, pentru că asta iarăși este o situație destul de des întâlnită, devin agresori, sunt ei cei care îi agresează pe cei din jur. Aici probabil că cineva cu niște studii în psihologie ar putea să ne explice clar de ce se întâmplă lucrurile astea. Este clar, un copil care crește într-un mediu, într-o relație toxică a părinților săi, a adulților din relația respectivă, automat va prelua unul dintre modele, pe cel de victimă sau pe cel de agresor. Și în funcție de puterea personalității sale, cel care este dominator în relație va impune și modelul. Și atunci destul de mulți copii pot deveni agresori. Însă, eu am un amendament aici de făcut, și anume că întotdeauna ne focalizăm când vorbim de violență, automat ne ducem încet, încet, așa în poveste, către copii. Eu tot revin și spun, copiii sunt efectul și sunt oglinda relației dintre adulți. Deci la adulți trebuie să umblăm, să mai schimbăm ce se mai poate schimba, să mai modificăm pe acolo multe lucruri, să așezăm un pic altfel țiglele, ca acoperișul să rămână în picioare și copiii care ies din casa aia să aibă un alt traseu pe viitor, fără modele distorsionate și traume pe care după aceea o viață întreagă să încerce să și le rezolve sau să le ducă în viitoarea lor familie, ceea ce nu e de dorit. Da, absolut corect, însă ne întoarcem la copii pentru că, de fapt, sunt viitorii adulți. Da. Și așa cum spuneți dumneavoastră, dacă ei nu ies cu țiglele perfect aliniate, situația va fi dură într-un alt cuplu, într-un cuplu nou, într-o altă familie. Asta am și spus, că exportă modelul din familie, dar modelul este generat de părinți. Deci, hai să ne ocupăm de părinți, de adulți, în momentul ăsta, în prezentul nostru, cei asupra cărora trebuie să acționăm ca să putem schimba ceva și la copii, sunt adulții din ziua de azi. Copiii vor fi modelați de acești adulți. Corect. Și aici intervin deciziile părinților, în speță decizia mamei de a rămâne sau nu, de a nu rămâne într-o astfel de relație. Da, acum întrebare, care e cel mai bun moment? După primul conflict, după al doilea, după al treilea, după al zecelea, după primul ordin de restricție? Haideți să luăm lucrurile un pic altfel. Noi acum la marș am militat pentru serviciile, nevoia de servicii sociale în urbanul mic și în rural. Dar hai să ne întoarcem un pic la urbanul mai mare și să vedem că încep să existe cabinete psihologice mai pe peste tot.
că e plin internetul de oferte de servicii de consiliere psihologică și nu e nicio rușine să te duci când ai o problemă sau primele probleme în relația de cuplu, când vezi că ceva începe să scârție și dacă nu găsești modalitatea potrivită de a dialoga și de a crea acolo un consens și o atmosferă în care să domnească cumva înțelegerea, atunci poate cel mai bine e să apelezi la un terț, care de cele mai multe ori ar trebui să fie nu un prieten sau un vecin, ci un profesionist. Și atunci lucrurile ar putea fi luate din pripă. Asta ar fi o primă formă de prevenție. După aceea, când deja faptele au evoluat un pic și lucrurile s-au mai cronicizat și agravat, acolo, într-adevăr, deciziile trebuie să fie ferme ale unuia, măcar ale unuia din cei din cuplu. Pentru că altfel consecințele, repet, se vor vedea la copil și mai departe transgenerațional, din copil în copil, din familie în familie. Da, aici trebuie să existe clar o coordonare cumva și trebuie să existe, acum nu știu dumneavoastră știți mai bine decât mine, trebuie să existe reguli, legi foarte clare la acest capitol. Da. Și deci să nu te mai poți strecura printre frazele unei legi, Tocmai printre de, articolele ei. tocmai de aceea, un lucru cu care am ieșit anul trecut la marș și pe care l-am susținut, am și zis că am început să devin cumva, în ghilimele, avocata a abuzatorilor, este că pentru siguranța femeilor, ca să revenim la titlul marșului, da, de la denumirea marșului împreună pentru siguranța femeilor, pentru siguranța femeilor este nevoie să lucrăm și cu agresorii. Pentru că degeaba luăm o victimă și fugim cu ea de colo-colo, încercăm să-i găsim locuință, servici, locuri de școală pentru copii și așa mai departe, dacă ignorăm partea adversă. Este acolo, e prezent, este făptașul până la urmă, dar și făptașul ăla poate să vină, că tot am discutat de modelele parentale, dintr-un istoric personal care să-i fi generat aceste comportamente de acum și pe care nu știe să și le schimbe. Poate dorește, dar habar n-are că poate să și le schimbe sau că există alternative. Și atunci ar fi din ce în ce mai important, zic eu, cel puțin în societatea românească am ajuns la acest moment în care să începem să punem accentul și pe serviciile pentru agresor. Vorbeam de ordinul de protecție. Dai ordinul de protecție, l-ai scos în stradă și mai departe, ce se întâmplă? Într-o zi m-a sunat cineva de la un serviciu social să mă întrebe dacă există undeva în județ un centru undeva unde să trimită un domn în vârstă de 70 de ani care a primit ordin de protecție, că l-au ținut la centru de persoane fără adăpost, dar acolo este doar peste noapte, da, cazarea și ziua ce să facă cu el. Riscul cel mai mare era că ar încălca ordinul de protecție. Da? Da, există acest risc, pentru că nu există servicii adecvate nevoilor lor. Nu pot să iau un agresor, fie el și de 70 de ani, dar cu atât mai puțin unul tânăr din Brașov și să-l duc la centru pentru agresori care funcționează la Târgu Mureș. Ca să ce? Să-l cazez acolo o lună și să se întâmple ce? În loc să existe programe locale, măcar în orașele reședință de județ, programe locale de managementul furiei, de gestionare emoțiilor, de... Avem o paletă foarte largă care poate fi abordată, inclusiv componenta traumelor copilăriei proprii agresorului. Și atunci lucrurile încet, încet s-ar putea clădi, așa cum zice cineva, pas cu pas, că nu scăpăm de chestia asta acum. No, Pași. o vreme nu o să mai scăpăm de asta cu pas cu pas, Da. dar pe de altă parte are și sens acum, indiferent cine a spus-o și în ce context, e Și neimportant. noi suntem pas alternativ, așa că Da, deci milităm tot pentru pași. undeva rămâne ideea asta de a păși cumva. Da. Ideea este că oamenii ăștia care într-adevăr primesc un ordin de restricție sunt îndepărtați din cămin pentru că au făcut niște lucruri rele și au supus soția, familia la niște abuzuri. Corect, ei trebuie să stea undeva. Ei trebuie să stea undeva și să fie consiliați. Da, consiliați cât se poate de bine și de profesionist, pentru că altfel, cum spuneți dumneavoastră, se întoarce, poate trece luna aia de miere și urmează un nou scandal, ca să nu folosesc alți termeni. Da. Și
Cine ar putea să rezolve până la urmă lucrul ăsta? Să existe o legislație la nivel național, să Legea existe decizii locale? prevede la momentul actual crearea și Agenția Națională de Egalitate de Șanse, care e responsabilă de domeniu, are deja un proiect în lucru, adică în implementare, în sensul acesta, de crearea 8 centre regionale pentru agresori. Dar de-aia am venit cu amendamentul meu. Degeaba facem pe regiune, că nu este ca la victime, că domnule, o scot din casă ca să fie cât mai departe de agresor și să nu existe riscul și o țin acolo, oblojită, mâncare, casă, un pic de consiliere și așa mai departe, ca să-și revină. Nu, cu agresorul trebuie lucrat punctual, foarte mai aproape de domiciliul său. Pentru că degeaba îl iei și îl rupi, îl duci undeva, stă acolo o săptămână, două, după care s-a întors și o luăm iar de la început. Pentru că nu s-a întâmplat de fapt nimic decât un soi de alungare a lui din proprietatea lui, de exemplu, care nu poate să genereze decât frustrare, furie și în continuare reintrăm în acel ciclu de care povesteam. Chiar dacă pentru moment, conștient fiind de ceea ce se întâmplă, va încerca să controleze într-un fel sau altul lucrurile, în momentul în care cine știe din ce motiv, da? Nici măcar nu ne apucăm acum să analizăm motivele, scapă iarăși, boii și se poate întâmpla ceva chiar mai grav. Pentru că în momentul ăla își va acea idee, stai mă, uite, m-au scos afară, m-au dus la mama naibii nu știu unde, m-au ținut acolo, au încercat să-mi bage în cap tot fel de Așa, prostii, din cauza n-au ta. reușit. Din cauza ta. Că Da. tu ai fost cea care te-ai dus și ai reclamat, tu ai chemat poliția. Da, Acum ne exact. întoarcem iar la victimă, că ea-i de vină pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. De asta spun. Și intervenția aia pentru agresor trebuie să fie coordonată. Trebuie să fie inteligent făcută până la urmă, pentru că la asta mă gândesc, că oamenii trebuie să înțeleagă, să conștientizeze că au făcut un lucru rău. Nu că au adus pe cineva în stare să sune la poliție sau să cheme poliția ca să aplaneze un conflict de violență domestică. Oamenii, clar, trebuie să înțeleagă că așa nu se face. Există întotdeauna nemulțumire, există întotdeauna frustrări, există întotdeauna probleme. Până la urmă, viața nu este doar un drum de ăsta roz, peste tot flori și bună dispoziție. Da, ar trebui să priceapă că se pot întâmpla sau se poate ajunge la un moment mult mai grav sau se poate ajunge la o situație mult mai gravă, că nu cred că ar fi prima oară, s-a mai întâmplat de-a lungul timpului și în România și prin alte părți așa ceva. Revenind la agresori, este necesar în primul rând să aceste servicii să fie mult mai aproape de cum spuneam, de domiciliul lui și intervenția astfel să se facă punctual în funcție de context, în funcție de istoricul fiecărui agresor și de problemele strict din relația respectivă. Încetul cu încetul, dacă intervenția psihologică merge pe ambele planuri, și victima și agresorul lucrează cu sine, să zicem așa, și pentru sine, la un moment dat mai putem să facem un pas împreună și anume să se ajungă chiar la consiliere de cuplu. Dacă cei doi consideră că este necesar să, sau sunt deciși, sunt hotărâți să încerce să reclădească cuplu, dar de pe alte temelii. Da, aici noi vorbim, cumva zic eu, important, mă rog, n-aș zice din păcate, vorbim pentru oameni care au un anumit nivel de educație, oameni care înțeleg anumite lucruri, dar dacă ne ducem către Valea Seacă și Mizil, că tot ați pomenit de cele două localități și cred că mai sunt sute, mii de localități ca acestea două în România, acolo cred eu că este problema reală și cred că acest număr, 90.174 de intervenții în cazuri de violență domestică, date puse la dispoziție de IGPR, sunt infime ca și număr față de realitate. Da, pentru că la Că femeia de inițial la la IGPR au țară. ajuns cazurile care chiar au solicitat ajutor și Exact, sprijin. exact.
Sunt multe rămase în partea de jos a icebergului, care nu se vede. Exact, cred că Da, partea asta de jos iar a icebergului e mai la mare. nivelul unor comunități mai mici, cum e urbanul mic și ruralul, într-adevăr și acolo cazurile sunt extrem de numeroase, dar și acolo, ca peste tot, eu zic că educația este pornirea. Și știu că sunteți dumneavoastră de acord cu asta, pentru că și în alte emisiuni am mai reluat acest subiect, că de acolo pornește de fapt totul, de la educație. Accesul la educație, modelele adulte pe care le are fiecare copil, începând de la părinți până chiar și la profesori, până la alți membri ai comunității, persoane semnificative din viața acelor copii. Deci contează foarte mult educația și modelele pe care, sau cum îi modelăm, așa vorbim noi mai frumos, da? Încercăm să spunem că este în puterea noastră să-i modelăm. Păi atunci hai să fim niște modele, într-adevăr, pentru ei, nu niște antimodele. Da, aici, din păcate, cred că am putea să facem o serie de 10 emisiuni, adică 27 de minute fiecare, să discutăm despre ce înseamnă modele, să discutăm despre ce înseamnă educație în România în 2023, când modelele, nu vreau să mă exprim pe subiect, sunt așa cum sunt, când educația se face pe paliere și există paliere superioare cu care ne mândrim și povestim despre olimpiade internaționale și așa mai departe, dar nu ne dăm seama că ne întoarcem la iceberg. Ăsta este doar vârful icebergului. Educația în sine, educația așa ca, știu eu, școală, să zicem, are nenumărate probleme, de la probleme de astea de sedii și așa mai departe, toalete în curte și vorbim de fapt despre o situație despre care nu ne place să vorbim și nu vorbim. Vorbim Da. așa, din când în când, să ne mai aducem aminte. Și între Da, dar timp. totuși baza e acolo, adică de acolo pornește tot. În Da. rest, mai departe pe traseu nu facem altceva decât să încercăm să cârpim. Și cu cârpeala Corect. nu prea putem să ieșim într-un mod elegant în lume. Nu avem nicio șansă, de fapt. Da. Mulțumim frumos, doamna Mulțumesc frumos și eu. Elanda Beldianu, președintele Asociației PAS Alternativ, să o faceți repede bine, da? Mă străduiesc. Ia, mulțumim frumos, felicitări doamnelor, domnișoarelor care au participat la marșul împreună pentru siguranța femeilor. Da, sunt multe lucruri de povestit. Probabil că o să mai facem niște emisiuni pe această temă. Eu sunt Dan Ghiță, o seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT.